Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest tutorial am să îți prezint modele unghii de Paște, iepurașul de Paște și încep cu o șasem permanentă Skydive de la Moonly, care este un albastru foarte frumos pudrat, o culoare pigmentată cu o consistență foarte potrivită, ce eu ți-o recomand cu încredere, deoarece este o șasem permanentă ce nu curge și se aplică foarte, foarte ușor. Chiar dacă este o nuanță pudrată, să știi că are pigmentație foarte puternică, astfel că eu o ador. Aplic acest albastru pe tot tipsul meu, pe toată unghiuța, după care o să polimerizez la lampă timp de un minut. Lampa mea este LED UV de 48 de W. Următorul pas este să pictez, să-mi schițez iepurașul. Folosesc pensula Nail Art de la Diamond Nails și gelul Karat French Over White de la Gelaxio. Gelul este unul foarte pigmentat, ce mie îmi place, încă de acum 4 ani de zile, de când am început să lucrez prima dată cu el și am rămas fan. Remodelez puțin iepurașul meu, deoarece nu arăta tocmai ca un iepuraș, ci ca un pui. Uniformizez orice dâră, deoarece nu vreau să se polimerizeze denivelat gelul alb, deși el ușor este autonivelant și până să se usuce în lampă se mai aranjează puțin pe unghie, însă eu prefer să fac asta manual înainte de a introduce la polimerizat. Draga mea urmăritoare, ai putut observa la începutul tutorialului o poză cu trei modele. Iepurașul, două lalele și două ouă de Paște. Mâine seară în premieră pe canalul meu, la ora 19, vei putea viziona tutorialul cu ouă de Paște. Însă, tutorial cu lalele nu va fi pe canalul meu de YouTube, ci va fi în nivelul de cursuri diverse pe Patreon, cursurile mele online de manicură, unde te invit și pe tine să te abonezi cu încredere, deoarece este un nivel foarte ieftin, cel mai ieftin nivel ca și costuri de pe site-ul de cursuri online Patreon, unde primești destul de multe informații și destul de prețioase sunt cursurile din acest nivel. În momentul de față am 61 sau 67 de cursante abonate la acel nivel, drept dovadă căci cursantele de acolo sunt mulțumite de au rămas abonate fidele atâta timp. Îți recomand și ție să te abonezi la nivelul diverse, iar pentru mai multe detalii, poți să intri în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascălu Ionela Ana. Sau accesează direct linkul ce îl găsești fixat în primul comentariu sau în descrierea acestui tutorial. Am amestecat aici top coat de la Moonly cu un gel negru. Topul este fără strat de dispersie, însă corect ar fi să folosesc și să folosim bază de o șasem permanentă, pentru că dacă folosesc top de mai multe ori, top peste top riscă să crape. Așadar, tu, dacă dorești să reproduci modelul meu, în special
Pe o clientă de-a ta, insist să folosești o bază. Eu lucrez de acasă în această perioadă, știm cu toate ce se întâmplă în lumea aceasta, datorită virusului coronavirus, da? Și din această cauză eu nu am chiar tot ce îmi trebuie acasă, am încercat să-mi aduc foarte multe lucrușoare, dar totuși se pare că am omis unele lucruri. Așadar, în zilele ce urmează o să postez destul de des tutoriale, însă o să vă învăț cum să vă folosiți de ce aveți în dotare, da? Multe sunteți începătoare și nu aveți chiar toate produsele pentru că nu vă permiteți să le cumpărați fiind la început și neproducând bani îndeajuns încât să îi reinvestiți. Așadar, fii cu ochii pe canalul meu fiecare seară la ora 19 de acum înainte, pentru că dacă tot stau acasă, vreau să ajut cât mai multă lume, pentru că mie îmi place să pictez și chiar îmi doream să vină un moment așa de relaxare în viața mea în care să mă recreez, pentru că eu pur și simplu sunt alt om în timp ce pictez. Așadar, te rog chiar și să distribui tutorialele mele, să vadă cât mai multe fete cum se pictează aceste modele de unghii de primăvară, de Paște sau dacă dorești, intră în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascăl Ionela sau lasă în comentariu ce ai vrea să mai vezi zilele acestea în tutorialele mele, dar te rog mult să se poată realiza pe tipsuri, nu pe mâna unei cliente, pentru că clar nu am cum să mă întâlnesc cu nicio persoană și de aceea totul trebuie să se poată realiza pe tipsuri. Astfel, dacă îți dorești să vezi cum se realizează un anumit model, poți să îmi scrii în privat, să-mi trimiți chiar o poză ca eu să pot să copiez sau să imit, să spun așa, acel model de unghii tehnice ce tu mi-l trimiți. Creez câteva umbre în zona gâtului, codiței și lăbuțelor, așadar e mult blending aici, nu știu dacă cineva are habar despre make-up, eu sunt și make-up artist de meserie și în domeniul make-up-ului legea principală este blending, blending și iar blending. Ei, iată că și la pictură și la unghiile tehnice avem nevoie să blenduim foarte mult. Chiar în acest moment, blending și blending și blending. Aici blenduiesc foarte mult să pierd această nuanță care, deși am amestecat-o cu top ca să fie cât mai naturală, cât mai transparentă, dacă nu o blenduiesc, iată, rămân niște dâre, niște urme, niște dungi de la pictură. Așadar, blending. După ce o să fiu mulțumită de blending-ul meu, o să usuc la lampă timp de 30 de secunde, să spun așa, deoarece produsul meu este foarte transparent și ușor de polimerizat. Așadar, nu este nevoie de mult timp la lampă. Love Beat este nuanța de roz pudrat de la Moonly cu care o voi picta acel oval din urechiușa iepurașului și nasul, boticul iepurașului. Draga mea urmăritoare, dacă plasezi o comandă pe site-ul Moonly, iar în secțiunea cod voucher reducere scrii folosești codul Ionela15, dacă nu mă înșel, pentru detaliile sigure, intră în secțiunea descriere sau fixat în primul comentariu și vei vedea acolo exact ce trebuie să faci pentru a primi o reducere de 15% la prima ta comandă, iar apoi vei primi puncte de fidelizare care le poți folosi la următoarea și la următoarea comandă. Așadar, primești o reducere de 15% pe site-ul Moonly. Dacă îți comanzi, bineînțeles, produse Moonly. Cu un gel negru realizezi și ochiul iepurașului. Dacă nu mă înșel și am văzut eu bine pe pagina lor de Facebook, în această perioadă au o ofertă, cred că au transportul gratuit, așadar grăbește-te, intră pe Moonly și vezi ce îți comanzi.
Urmează să folosesc o șosem permanentă numărul 80 de la BAF Pure Lux pentru a picta iarba. Iarba pe care iepurașul nostru de Paște stă, se odihnește. Vreau să menționez că umbrele acelea care eu le-am făcut cu topul și gelul negru amestecate, nu e neapărat să le faci și tu dacă ți se pare complicat. Poți să le lași simplu, fără nicio umbră. Menționez asta pentru că zilele trecute am pus întrebare pe Instastory ce ai vrea să mai vezi și mi s-a scris acolo modele de Paște, dar care să fie realizabile. Ei, draga mea, este realizabil fără umbre, însă dacă te încumeți să faci și acele umbre, ți-aș fi foarte recunoscătoare să intri în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascăl Ioneleana și să-mi trimiți rezultatul tău în privat să văd și eu cum ți-a reușit ție modelul, realizabil sau mai puțin. Sunt foarte curioasă, chiar te rog să intri pe Facebook-ul sau Instagram-ul meu, de asemenea poți să-mi dai și follow, nu mă deranjează, ba chiar m-ar încânta, așadar poți să dai share și like la tutorialele mele de pe YouTube dacă îți plac, dacă te încântă, dacă ești mulțumită de ce înveți din ele. De asemenea, să te abonezi la canalul meu și ce este cel mai important, draga mea urmăritoare și draga mea persoană care vizionează în acest moment tutorialul meu, pentru că sunt convinsă că multe dintre voi nu sunteți abonate. Dacă totuși vă abonați la canalul meu, apasă, draga mea, și pe clopoțelul de lângă abonează-te ca să primești notificări de fiecare dată când mai postez ceva nou. Dacă nu apeși pe clopoțel, nu o să fii notificată și nu o să vezi fiecare tutorial sau ce mai postez eu nou. O să uiți de mine, nu o să mai știi cum să mă găsești sau știu eu ce alte probleme o să întâmpini și nu o să mai poți să vezi tutorialele mele. Am polimerizat gelul, o șosem permanentă verde, după care pensula mea s-a împărțit în două bucăți, fix la fix, chiar la momentul potrivit, la care eu pictez aici niște umbre cu gelul alb, care reflectă strălucirea ierbii. Și polimerizez și gelul acesta alb, după care urmează să dau cu top peste tot modelul. Voi folosi topul de la Moonly, fără strat de dispersie, da, top cu gel lac, de la Moonly fără strat de dispersie, este un top foarte rezistent și lucios, dar ușor gumos, aș putea să spun, adică rezistă la șocuri, rezistă la zgârieturi, ți-l recomand cu foarte mare încredere. Draga mea, ne apropiem de finalul acestui tutorial. Îți mulțumesc că ai vizionat acest model de unghii tehnice, iepuraș de Paște. Ne vedem mâine seară la ora 19, unde o să poți viziona tutorialul cu ouăle de Paște, da? Tot model de unghii tehnice de Paște. Nu uita să te abonezi la canalul meu, să dai like and share and să apeși pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când mai postez ceva nou. Iar, draga mea, pentru lalelele ce urmează să le vezi în poza următoare, intră pe Patreon să te abonezi la nivelul diverse. Pentru a intra pe Patreon, accesează linkul din descrierea tutorialului sau ce îl poți găsi fixat în primul comentariu sub tutorial sau intră în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascăl Ionela Ana pentru mai multe detalii. Te pup, draga mea urmăritoare, îți doresc multă sănătate și să ai grijă de tine, iar ce este cel mai important, nu uita să zâmbești!